Deci tu un focus de la planissimo, cum îți place ție? Așa, ia uita. Salutare, bă, băieți, și bună dimineața, vreau să vă zic și bine v-am găsit la un nou vlog, car vlog, ce vezi voi. Eu tocmai mă pregătesc să mă duc la muncă și sunt cu mașina, de fapt, pe drum să merg la muncă. Și m-am gândit să facem astăzi un car vlog în care să vă arăt cam cum arată mașinuța mea, pentru că mă pregătesc să o vând. Salutare, băi, băieți, și bine v-am regăsit la un nou car vlog. După cum ați văzut în titlu, vreau să vând mașina, da, vreau să o vând. Urmăriți în continuare pentru a vedea ce mai trebuie să fac ca mașina asta să fie pregătită pentru vânzare. Înainte să începem, trebuie să vă spun că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le fac la mașină înainte de a vinde. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le repar la mașină, despre asta este vorba. Este vorba de bara din față care nu este prinsă bine, este vorba de unele zone unde a apărut rugina și haide să vă arăt detalii despre ce este vorba. Da, mă, băieți, după cum puteți vedea, mai am câteva pete de rugină pe aici, în zona asta, vedeți? Pe care vreau să le repar, e musai. Și mai este și în partea asta aici, ia uitați. O problemă pe care o mai am este faza că eu am schimbat aripile la mașină. Pur și simplu le-am schimbat cu totul, le-am cumpărat noi, le-am revopsit. Și am o problemă aici, vedeți? Nu, bara nu a fost prinsă destul de bine încât să nu se vadă, iar lucrul ăsta nu-mi place deloc și vreau să-l schimb. Pentru că se vede destul de urât, se vede urât, mai ales de sus, dacă vă uitați, se vede destul de urât. Deci cam asta ar fi, în spate să reparăm un pic acolo. Aici se vede destul de urât. Îi ia puțin să focuseze. Și aici în față, uitați, la fel, aceeași chestie pe care vreau să o repar. Nu știu cum ar putea fi treaba asta prinsă. Am înțeles că lipesc niște plasticuri, poate reușesc să fac rost de ele, să le cumpăr, iar bara să fie prinsă așa, ceva de genul trebuie. Mașinuța este puțin murdară acum, dar este ok. Cam așa arată din față mașinuța. Și haide să intrăm puțin și în ea. Are 230 de km, băieți, kilometri reali, pentru că am și cartea de service care atestă exact acest lucru. Volanul este puțin folosit, nu știu dacă se poate vedea aici în detaliu. O să încerc să... așa. Aici cred că ar trebui să se vadă mai bine. Dacă vrea domnul să focuseze. Așa, vedeți? Aici se vede că e mai folosit. Skoda. Skoda Power.
să vă arăt un pic și motorul meu, Planissimo. Are motor de 1.8 turbo, forțichi cum ar veni. Cam așa arată motorașul. De valve, motorul nu e curățat sau ceva, că nu sunt genul să spăl motorul sau ceva, nu cred că are nicio importanță cât de curat este. Îl șterg de obicei când am timp, îl șterg pentru că îmi place mie să știu curățel așa, dar nu spălat. Ia uitați cum se ia praful de pe el, dacă focusează nebunul. Ești un focus de la Planissimo, cum îți place ție? Așa, ia uitat. Am luat praful. Avem acolo asta de la expansiune. Avem și nebunul nostru de strop gel. Nu prea pot să filmez prea multe, că nu mă ajută nebunul ăsta de aparat, că practic trebuie să-l țin. Eu nu trântez niciodată capota, o las ușor, după care apăs pe ea. Ce mai vreau să-i fac la mașină, băieți, este că vreau să dau această siglă jos. Eu am mai dat o dată jos, arată foarte urât. Vreau să o dau jos. Vreau să-i dau două puncte, pentru că are două găuri acolo. Vreau să dau două puncte de sudură, apoi să fie chituită și vopsită și să o dăm jos cu totul. Nu mai vreau să o văd aici, pentru că se vede foarte urât și nici măcar nu-mi place. Cred că o să arate mai bine fără ea. Acum nu știu dacă cel care va cumpăra Skoda va fi mulțumit de treaba asta sau nu. Avem din nou petele de rugină. Aici avem din nou. Cred că este destul de ruginit sub număr acolo. Nu l-am dat niciodată jos să mă uit, dar trebuie reparat aici foarte bine. Skoda Octavia 20 de valve Turboline. Da, mă băieți, cam acesta este car vlog-ul. V-am arătat în mare parte cam ce lucruri mai sunt de schimbat, de reparat, ca eu să pot să vând această mașină, iar după aceea o să aducem noua mașină. Eu sper ca atunci când voi face 100.000 de abonați să pot să fac un car vlog ceva special cu, adică și un car vlog ceva special cu noua mea mașină, cu un BMW E 46, un diesel de 2150 de cai. V-am pupat pe toți, băieți, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest car vlog și dacă mai vreți să mai facem car vloguri cu mașina aceasta, cu Skoda, pentru că o să mai țin o perioadă, sau o să facem cu BMW-ul. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați, să apăsați pe clopoțel. Chiar dacă ești abonat, verifică dacă ai clopoțelul apăsat, pentru că de foarte multe ori primesc mesaje că ce se întâmplă cu notificările. Apăsați clopoțelul să primiți toate notificările atunci când postez. Iar noi ne auzim într-un nou episod. Pa!